Pune un pic despre întâlnirea cu acest personaj negativ până la urmă, deși foarte simpatic. Mi-a plăcut foarte tare să o dublez pe Lulu, pentru că ca personaj, e un personaj foarte ofertant. De obicei, personajele negative sunt cele mai ofertante și de-aia mi-a făcut foarte mare plăcere. Câteva elemente amuzante din procesul de dublaj. Of. Uh... Cum face Lulu? Mm. <laughs> râsul acela malefic pe care îl știm din filmele de groază de multe ori. se joacă, se joacă foarte tare, are o voce foarte muzicală și ce să zic, are niște treceri de la ceva foarte calm până la ceva foarte isteric. Adică nu știi cum când se schimbă. Ești și asta un pentru mine a fost o, da, foarte provocator pentru mine. Pe 29 iulie vă aștept să mă vedeți dublând o pe nu.